Banii vor fi alocați pentru tratamentul pacienților cu accident vascular cerebral din 7 spitale aflate într-un program național, a anunțat marți secretarul de stat Dorel Sândesc. Spitalul Universitar de Urgență București, Spitalul Universitar de Urgență Elias, Institutul Național de Neurologie și Boli Cerebrovasculare, Spitalul Clinic de Urgență Mureș, Spitalul Clinic Județean Timiș, Spitalul Județean de Urgență Oradea, Spitalul Clinic Nicolae Oblu din Iași. În viitorul foarte apropiat, zilele acestea chiar, vom anunța lansarea ultimelor două programe pe care le aveam în obiectiv, pe care le-am anunțat la începutul mandatului. Programul de traumă și programul de accident vascular cerebral, deci care se adresează patologiei cardiovasculare, cerebrale de data asta, prin care vom asigura finanțarea medicamentelor trombolitice necesare în tratamentul de urgență al pacienților cu accident vascular cerebral, precum și demararea unui program de neuroradiologie intervențională, prin care se va asigura intervenția în urgență la pacienții cu accident vascular cerebral. Grav este că, în ciuda faptului că se știu bolnavi, mulți români se feresc de o vizită la medicul specialist de teama unui tratament pe care nu și-l pot permite. Pentru că nimic nu se face fără bani, trebuie să înțelegeți că există o subfinanțare a sănătății în România. Pentru că nu suntem o țară foarte bogată și evident că banii sunt puțini, pe de altă parte chiar procentul din produsul național brut care se alocă pentru sănătate în România nu este încă suficient. Specialiștii susțin că 80% din totalul deceselor provocate de bolile cardiovasculare pot fi prevenite prin controlul principalilor factori de risc: hipertensiune arterială, dislipidemie, obezitate, fumat și sedentarism.